Aș prieten, bine ați venit la emisiunea Comori din pământ. Aș dori ca și astăzi să vă îmbogățiți prin comorile nesfârșite care se găsesc în pământul nostru puse de Dumnezeu. Astăzi vom continua studiul nostru despre Daniel. Am văzut data trecută că Daniel a fost elevul eminent din școlile babiloniene, cel care i-a depășit pe toți ceilalți cu foarte multe procente și care a fost apreciat de împărat și luat la curtea sa ca un secretar și ca un om de încredere. Acum vom continua studiul vieții acestui bărbat și vom încerca să descoperim altceva. Cum poți să obții o funcție mare? Cum poți să devii un om important? Cum poți să împlinești lucrarea lui Dumnezeu în mijlocul Babiloniei de idei greșite, filozofie greșită, un misticism puternic și o credință păgână? Cum? Foarte mulți oameni spun că în lumea de astăzi nu-ți poți trăi credința decât dacă te izolezi și pleci undeva la munte, la deal, cât mai departe de societate. Dacă ți e o casă unde să nu ai nici curent electric, să nu ai nici sistem de apă, să nu ai absolut nimic ca să nu te poți înfiltra, uh, să nu poți să primești virusul păcatului din această lume. Daniel ne arată contrarul. Nu e adevărat. Poți să fii un astfel de om chiar în mijlocul Babiloniei. Cum? Să vedem. Daniel, încă de la începutul carierei sale, primește acest calificativ de tâlcuitor de vise. Am spus-o și data trecută, el nu a fost un profet profesionist prin excelență. El a fost un om politic, un om, un administrator la curțile a două mari imperii, Babilonian și Medo-Persan. Profetismul său este o anexă, este o parte pe care o face în momentele libere, în cinci nopți a primit cinci viziuni într-o viață de 90 de ani. Aceste viziuni le-a scris pe două pagini de carte, foarte concis și foarte precis și aceste cinci viziuni au constituit studiul a 2500 de ani și încă sunt inepuizabile. Acesta este Daniel. Dar calificativul cu care era cunoscut în Babilon nu era de profet, ci tâlcuitor de vise. Vă mai amintiți cine a avut Același calificativ ca și el? În aceleași circunstanțe ca și el? Sigur că da. Fiul lui Iacob, Iosif, în Egipt. Și când a ajuns în punctul cel mai de jos, când a ajuns nu doar rob la Potifar, ci închis în temnița regală a lui Faraon. Acolo, în temniță, el a început să. Explice visele, să înțeleagă limbajul lui Dumnezeu prin care vorbește oamenilor. Vedeți? Și visele pot să fie ocale, nu întotdeauna. Trebuie să fim foarte atenți. Sunt vise din mulțimea gândurilor, din tulburările și frământările noastre, pot să fie vise și din căi obscure, dar sunt cu certitudine și vise care vin de la Dumnezeu. De unde știm că vin de la Dumnezeu? Din două lucruri. În primul rând, că acele vise vor fi de acord cu Scriptura. Noi avem o carte după care le verificăm. Dacă ele sunt în de acord cu poruncile lui Dumnezeu, cu viziunea clară a Bibliei. Ele pot fi de la Dumnezeu. Și în al doilea rând, visele acestea, când vin, Dumnezeu ne dă și parola ca să le deschidem. Dacă nu ai parola telefonului sau computerului sau a unui mesaj pe care l-ai primit și care este închis cu o parolă, nu-l poți cunoaște. Dar dacă ai parola, ai rezolvat lucrurile. Oamenii care primesc vise de la Dumnezeu primesc și parola cu care pot să deschidă acel secret și să le explice. Așa s-a întâmplat și cu Iosif, și cu Daniel. Niciunul din înțelepții Egiptului sau Babilonului, care erau specializați pe așa ceva, care erau profesioniști în citirea viselor, nu au putut spune nimic. Ba, din contră, au spus, Visul acesta nu vine de la zeii noștri cu care suntem în legătură și zeii noștri ne dau parolele ca să deschidem secretele și să le spunem. Ci visul acesta vine de la un Dumnezeu mult mai sus cu care noi am pierdut legătura, nu mai avem niciun contact cu el și nu avem prin consecință parola ca să deschidem visul. Vedeți? Problema Babilonului este una religioasă. Babilonul a fost și este și astăzi o putere mistico-religioasă, foarte puternică, foarte influentă, dar pe calea ei, mistică. Și acolo, în misticismul Babilonului, acolo unde ei se încurcă și nu mai știu cum să meargă mai departe, apare Daniel. Și spune, eu am parola. Eu sunt în legătură cu acel Dumnezeu cu care voi ați pierdut legătura. Evident că nu se bate în piept, nu se laudă, nu spune că e șmecherul care le știe pe toate, ci spune, Dumnezeul meu mi-a descoperit acest lucru. Și Daniel. Explică visul. Mai întâi îl prezintă că el era uitat, apoi îl explică. Și ca lucrul să fie foarte cert, pentru că vedeți, dumneavoastră, și vreau să fiți foarte atenți. În lumea noastră de astăzi, sunt oameni, sunt religii care se bazează pe un singur vis. Am visat, am văzut. Adune probe. Nu poate nimeni, doar eu. Mai dăm încă unul. Nu, unul singur. Niciodată. Dumnezeu, când are un mesaj important, nu-l transmite o singură dată. Nu folosește o singură cale. Niciodată. Totdeauna Dumnezeu vine și repetă. Poate prima dată omul a fost tulburat, a fost surprins de măreția aceasta și zice, nu îmi dau bine seama. Dar a doua oară are ocazia să reflecte, să verifice, să spună, uite, exact așa, exact așa. Același lucru s-a întâmplat cu Iosif în Egipt, vise care se repetă. Același lucru se întâmplă cu Daniel în Babilon. Visul Împăratului din capitolul 2, pe care l-a uitat, el l-a rescos la lumină și l-a tâlcuit și visul împăratului din capitolul 4, pe care nu l-a uitat, dar nu-l putea tâlcui. Vedeți? De două ori Daniel este tâlcuitor de vise. Acesta este modalitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu se repetă de fiecare dată. Ne-a dat tablele legii. Ne-a dat tablele legii. Au fost scrise de degetul său au fost puse acolo în chivot. Și toți știau, acolo în chivot sunt tablele legii. Dar nu le vedem, dar sunt acolo. Și peste 40 de ani, încă o dată, Dumnezeu dă exact aceeași lege. Exact aceeași lege. Dar nu mai scrie pe table, ci o scrie în carte. În Deuteronomul. Și spune, iată cuvintele, citiți-le învățați-le pe de rost, puneți-le pe frunte, puneți-le pe inimă, pune-le la stâlpul ușii tale, ca ori de câte ori mergi și intri să îți aduci aminte de poruncile mele. Dumnezeu de două ori le scrie în Biblie și multe alte lucruri. La fel și Daniel este subliniat, este întărit ca tâlcuitor de vise în două ocazii. Al doilea lucru care mă umple de admirație este că omul lui Dumnezeu care primește lumina lui Dumnezeu care explică profeția lui Dumnezeu oamenilor. Nu este pătimaș, nu este revoluționar, nu este acuzativ, ci este un om plin de bunătatea lui Dumnezeu. Mă intrigă faptul că mulți profeți de astăzi, mulți predicatori care pretind că ei au adevărul, sunt extrem de acizi, de acuzativ. El este drept și toți ceilalți sunt răi și trebuie călcați în picioare. Este prima probă că nu ai adevărul. Este prima probă Că nu înțelegi visul lui Dumnezeu și nu ai parola. Vreau să, vreau să vă citesc ca să vă convingeți și vreau ca dumneavoastră să reluați aceste versete și să luați aminte la ele. Două, două paragrafe foarte importante. Primul este legat de, de primul vis din capitolul 2. Daniel a intrat la Arioc, pe care îl rânduise împăratul să inimicească pe înțelepții Babilonului, a intrat, i-a vorbit astfel, nu nimici pe înțelepții Babilonului. Prieten, hai să discutăm deschis. Și eu și tu avem rivalii noștri, oameni care ne critică, Oameni care ne vorbesc de rău, oameni care vor să ne ia postul, oameni care vor să ne facă rău. Cum te raportezi la ei? nu așa că de multe ori ai zis, duceți-vă, arză-vă focul, vai de capul vostru. nu așa că le dorim un final cât mai rapid? Așa erau înțelepții Babilonului. Erau rivalii lui Daniel. Și ce rivali? Pentru că acest tânăr evreu ajunge în frunte și ei pe locul 2-3. Cu siguranță că nu-l iubeau, cu siguranță că îl bârfeau, cu siguranță că îi, îi doreau o desfințare rapidă. Și acum Daniel are o Aha, Ai că vă mai las 5 ore și nu o să mai fiți. După ce scap de voi. Am să mă duc la împăratul, îi spun, uite, am descoperirea, asta este. Așa îmi face noi, firești. Că nu așa a făcut Daniel. Primul cuvânt, te rog, nu nimici pe nimeni. Daniel îi iubea, chiar pe rivalii lui, chiar pe acei oameni păcătoși, care umblau cu misticisme, cu vrăj, cu tot felul de lucruri de nimic. El îi iubea. El nu le dorea răul. El le dorea viața. Aceasta este o altă dovadă a omului lui Dumnezeu. Ce frumos! Înnobilează-te cu un astfel de caracter. Și acum să mergem în capitolul 4. În capitolul 4, visul îl privește pe împărat personal. Și este drastic. Soarta împăratului este cum nu se poate mai rea. Din vârful tronului, Ajunge în mijlocul animalelor, trăiește ca ele, gândește ca ele, mănâncă ca ele. Și când Daniel înțelege acest lucru din mesajul visului, iată ce spune cuvântul: atunci Daniel, al cărui nume este Belșațar, a rămas înmărmurit un ceas și gândurile lui l-au tulburat un ceas a stat în fața împăratului blocat. Nu mai putea vorbi. Era tulburat. Nu știu exact. Probabil că avea un anumit tremur. Probabil că era cu gura între deschisă și nu mai putea nici să o închidă, nici să o deschidă. Oricum, era ceva, ceva deosebit. Așa încât împăratul, care a observat acest lucru, i-a vorbit și a spus, Belșa țare, să nu te tulbure visul și interpretarea lui. După ce Daniel și-a revenit și a început să vorbească, a spus, Domnul meu, visul să fie pentru cei ce te urăsc și interpretarea lui pentru vrășmașii tăi, dar nu pentru tine. Observați, acesta este ceva care mă Mă uimește bunătatea, bunătatea lui Daniel. Nu este totul să știi și să spui, așa este, așa este, așa este, așa se va întâmpla, așa va fi, eu știu totul, eu am descoperit, Dumnezeu mi-a spus aceasta. S-ar putea să știi, s-ar putea să ai cunoștințe peste toți ceilalți. Dar cunoștința nu te înalță, doar te mândrește. Daniel avea cunoștințe peste toți ceilalți, dar nu s-a înălțat, s-a umilit, pentru că era bun, pentru că avea dragostea lui Dumnezeu în suflet, pentru că nu dorea răul nici celui mai mare dușman al său. Poți să trăiești ca Daniel în felul acesta? Cum te comporți cu cei care te-au jignit, te-au vorbit de rău? Ce te rogi lui Dumnezeu pentru aceștia? Care sunt cuvintele pe care le folosești în dreptul lor? Asta va dovedi dacă ești tâlcuitor de vise sau ești propăvăduitor de vise. Daniel a fost tâlcuitor. A tradus semnificația și a transmis sensul moral. Fantastic! Îmi place că Daniel, a contribuit nu doar la descoperirea planului lui Dumnezeu, ci și la transmiterea caracterului lui Dumnezeu. Vedeți? Babilonienii erau în luptă cu evrei. O luptă care a durat din 605 până în 586, cam 20 de ani. În acești 20 de ani au avut loc trei războaie. Babilonienii i-au urât foarte mulți pe evrei, socotindu-i încăpățânați, răzvrătiți, neserioși, nu -ți țin cuvântul și în cele din urmă s-au hotărât să-i radă, să-i să șteargă de pe fața pământului. Erau poporul cel mai urât, cel mai dușmănit. Dar, în același timp, Dumnezeu a lucrat ca numele lui, Dumnezeul evreilor, să nu fie asociat cu poporul evreilor. Cum și prin cine? Evident că relația dintre Dumnezeul și poporul respectiv era una singură. Dumnezeu puternic, poporul puternic. Dumnezeu slab, un popor slab. Așa gândeau păgânii. Așa gândim și noi. Și atunci, dacă evreii sunt un popor răzvrătit, evreii sunt un popor care pierd bătălie după bătălie, Dumnezeul lor este tot la fel. Așa gândeau oricine, așa gândea și babilonienii. Așa gândea și nebucat Nețar. Însă, această logică, acest sistem de gândire este complet demontat de Daniel. De un rob evreu. Vedeți? Când preoții nu l-au mai reprezentat pe Dumnezeu, când împăratul lui Israel nu l-a mai reprezentat pe Dumnezeu, când poporul Israel nu a putut să mai dea o mărturie despre Dumnezeul lor, a rămas un tânăr. Și acest tânăr îl înalță pe Dumnezeul său. Nu avem nevoie de mulțimi, nu avem nevoie de milioane, nu avem nevoie de clădiri, nu avem nevoie de stații de transmitere, deși toate sunt bune și toate sunt necesare. Dar, în, la urmă urmelor, în finalul finalului, când toate acestea nu vor mai fi, avem nevoie de oameni. Ca Daniel și ca Iosif, ca tine și ca mine oameni care să scoată în evidență, nu în primul rând, cunoștințele. Pentru că cunoștința îngânfă, ci să scoată în primul rând caracterul. Uite un evreu care mă iubește. Când toți evrei se răscolă, strâng dinții, dau cu pietre, se luptă până la moarte împotriva noastră, uite un evreu care plânge pentru mine, care a rămas blocat în fața nenorocirii mele. Acesta este un om adevărat. Pe el îl pot crede. Frații mei, teologia noastră, viziunea noastră foarte înaltă și foarte frumoasă, nu poate fi înțeleasă și nu poate fi acceptată de oameni doar ca o literă dar ca o filozofie. Și ea poate fi înțelesă numai prin sufletul nostru, prin dragostea, prin bunătatea, prin înălțimea caracterului pe care noi îl avem. Acesta este secretul. Acesta este soluția, sau mai bine zis, este motivația pentru care Dumnezeu a ridicat pe Daniel. Și mai este o ultimă situație. În criza Babilonului. Babilonul întotdeauna a trecut prin crize. Și Babilonul de astăzi va ajunge imediat în crize. Deja vedem. Avem criza de pandemie, sunt crizele economice, sunt crizele militare, pericol de război, o mulțime de crize ecologice în lumea noastră. Acestea doar începutul lor când crizele acestea vor sugruma populația lumii și ne va aduce la disperare, atunci Dumnezeu are nevoie de un om, de tine și de mine. Atunci va veni un bătrân din Babilon și va spune, este aici un om dintre robii evreilor, care tâlcuiește visele, care cunoaște tainele, care știe să citească orice scriere și care poate să-ți dea răspunsul. Este un om. Și Daniel apare pentru ultima dată, în ultima noapte a Babilonului, ca să rezolve un alt secret, scrierea misterioasă de pe zid. Tare fericiți sunt că ultima noapte a Babilonului este aproape. Criza se va adânci și va ajunge la disperarea în care a ajuns Belșațar. Și tare fericiți sunt. Când atunci, în acea criză, vor ieși Daniel, Iosif, tu și eu, și le vom citi oamenilor ceea ce ei nu mai înțeleg. Prieteni, acesta este rolul nostru astăzi. Pentru aceasta, Dumnezeu ne-a chemat și ne-a dat această Biblie, prezentată prin mijlocul cerului, purtată de îngeri. Evanghelie deschisă și cu o misiune veșnică, ca în criza Babilonului de azi, tu și eu să le spunem mesajul divin: Înțelege, roagă-te și, în primul rând, iubește. Să ai un caracter nobil cu toți rivalii tăi, pentru că numai pe această cale. Vei putea descifra visele și citi scrierea. Dumnezeu să te ajute și să te binecuvinteze în felul acesta. Până data viitoare, vă doresc numai bine.